Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Huawei Pura 70 Ultra, iPhone 16 Pro Max și Pixel 9 Pro XL. Acestea sunt unele dintre cele mai performante smartphone-uri din 2024 pe care le vom pune față în față astăzi în acest clip. Vom discuta despre construcție, performanță, ecrane, software, autonomie și, desigur, camere foto în cea mai complexă comparație de pe acest canal de până acum în speranța că ar putea fi de folos acum, în perioada sfârșitului de an, când ofertele de Black Friday și de Crăciun vă vor tenta cu siguranță. Eu sunt Cătălin, tu urmărești și hai să vedem ce diferențiază cele mai bune 5 flagship-uri din 2024. Nu voi intra în foarte multe detalii la capitolul specificații sau particularități în acest material pentru că aveți pe canal deja review-uri pentru fiecare telefon în parte și vă invit să le urmăriți în linkurile din descriere. Și dacă tot ajungeți până acolo, eu și colegii mei am apreciat dacă apăsați și pe butonul like și vă invit să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja. Înainte să intrăm în pâine, vreau să stabilesc de la început că avem de a face cu niște categorii subiective și alte categorii mai obiective. Eu voi recomanda telefoanele pe baza preferințelor mele, dar și pe baza testelor. Vă invit să vă alegeți și voi favoriții și să ne lăsați în comentarii ce aspecte ale acestor telefoane vă plac cel mai mult și pe care înclinați să îl alegeți dacă nu ați făcut-o deja. Pentru că aspectul unui telefon este un subiect extrem de subiectiv, iar fiecare în parte are un design complet diferit, după cum putem vedea, nu cred că pot recomanda un model peste altul la acest capitol. Pot spune doar că sunt impresionat de diversitatea pe care o avem de față într-o industrie în care se tot vorbește despre stagnare. Construcția acestor modele este însă altă discuție. iPhone 16 Pro Max și Samsung Galaxy S24 Ultra au un avantaj clar, ambele fiind realizate din titan, un material mai rezistent decât aluminiul care se găsește pe celelalte modele. Deși toate sunt rezistente la apă, iPhone are chiar și un avantaj în plus, întrucât este certificat pentru adâncime de 6 metri față de 1,5 metru și jumătate pentru celelalte modele testate. Acestea sunt însă doar avantaje teoretice, zic eu. În practică, sunt toate construite excelent și chiar mi se pare interesantă alegerea Huawei și Honor pentru un capac din piele sintetică, foarte plăcut la atingere. Cred totuși că cel mai mare avantaj în construcție îl are Samsung cu sticla Gorilla Glass Armor, care este un upgrade mai mare decât pare inițial. La construcție voi pune Apple și Samsung pe primul loc și celelalte trei modele pe locul al doilea. Avantajul sticlei folosite de Samsung se vede la capitolul ecran. Deși acest model nu este cel mai luminos dintre cele prezentate, acesta este cel mai plăcut în utilizare, în special în soare puternic și în medii cu multe lumini în jur. Asta pentru că Gorilla Glass Armor reduce semnificativ reflexiile preluate de ecran. Toate cele 5 telefoane au ecrane de rezoluție înaltă, toate sunt OLED-uri la 120Hz, toate vin cu luminozitate puternică și promit ca o cea mai rezistentă sticlă, dar și o reproducere naturală a culorilor. Și chiar așa e. Astfel, Samsung câștigă la acest capitol pe baza unor proprietăți mai bune ale materialelor de construcție, iar toate celelalte mi se pare că sunt puțin în urmă pe locul al doilea. Luminozitatea maximă raportată de producătorii nu este tocmai relevantă, întrucât aceasta este valabilă doar în HDR și doar pe porțiuni mici de ecran. În utilizare normală nu există diferențe notabile între aceste cinci dispozitive. Din punct de vedere software, mi se pare că toate merg cam în aceeași direcție în ultima perioadă, Apple, Google și ceilalți producători de telefoane împrumutând idei unii de la ceilalți. Chiar nu mi se pare că mai este deloc greu să treci de la iPhone la Android și invers sau de la un brand de telefoane la altul. Astfel, voi departaja câștigătorii la acest capitol în funcție de perioada de suport software. Samsung și Google pornesc drept favoriți datorită suportului pe termen lung pe care îl promit pentru aceste două dispozitive și cele care fac parte din seria lor. Galaxy S24 Ultra și Pixel 9 Pro XL vor primi actualizări de sistem, dar și de securitate pentru 7 ani de acum înainte. Apple mi se pare că a trebuit să coboare pe locul al doilea, oferind în general 6 ani de actualizări, chiar dacă nu promite asta explicit, Honor pe locul 3 cu promisiunea de suport pentru 4 ani pentru sistemul de operare și 5 ani la capitolul securitate, iar Huawei vine pe locul 4 pentru o perioadă similară cu Honor, dar nu promisă oficial. Desigur, lui Huawei am scăzut câteva puncte pentru compatibilitatea cu anumite aplicații și lipsa serviciilor Google, dar din fericire au început să apară câteva soluții care să mai rezolve din aceste probleme, chiar dacă nu sunt 100% perfecte. Atunci când vorbim despre performanță, avem de-a face cu 5 flagship-uri, dar cu două viteze. Pe de o parte avem unele dintre cele mai puternice telefoane lansate vreodată sub forma lui Galaxy S24, Honor Magic 6 Pro și iPhone 16 Pro Max, iar pe de altă parte avem telefoane cu funcții high end, dar cu performanță similară cu cele mid-range sub forma lui Pixel 9 Pro XL și Huawei Pura 70 Ultra. Voi spune de la început că în utilizare normală nu vei simți diferența, dar atunci când ai nevoie de editat un clip video mai complex sau când vrei să rulezi jocuri pe setări înalte, se va simți că aceste modele nu sunt la același nivel cu celelalte. Și faptul că un telefon este foarte performant astăzi are mai degrabă relevanță pentru mai târziu, când va trebui să țină pasul cu noi aplicații și noi jocuri cu elemente și mai complexe. În Geekbench, care este un test pentru CPU iPhone 16 Pro Max domină acest clasament, în timp ce în teste pentru GPU, precum cele din 3D Mark, S24 Ultra și Honor Magic 6 Pro ies mai sus. Huawei și Pixel sunt constant în spatele clasamentului la acest capitol, dar au un avantaj major. Pot susține acea performanță, chiar și limitată cum este, mai mult timp în sarcini prelungite. Apple, Samsung și Honor scad mai mult în aceleași teste. Concluzia la aceste categorie este împărțită pe două locuri, așa cum era de așteptat. Samsung, Apple și Honor pe locul 1 și Pixel și Huawei pe locul 2 la capitolul performanță brută. În testul de autonomie, pentru că este imposibil să compar 5 telefoane în utilizare normală, am repetat metoda pe care am folosit-o în comparația iPhone 15 Pro Max versus 16 Pro Max, pe care o găsiți aici pe canal. Am rulat filmul Rebel Moon Part 1 pe toate, de pe Netflix. Întrucât limita de dispozitive simultan pe Netflix este de 4, nu am mai rulat testul și pe iPhone din nou, întrucât aveam deja rezultatele de la testul anterior. Surprinzător însă, acesta rămâne câștigător în fața celorlalte modele la capitolul redare video în HDR, cu un avans considerabil la 40 de ore de redare, deși are cea mai mică baterie dintre acestea. Este posibil ca, în utilizare mixtă, să vedem rezultate similare pe toate. Cel mai apropiat a fost modelul Pixel cu 32 de ore, iar cel mai slab rezultat l-am înregistrat pe Huawei cu 25 de ore de redare estimate, probabil din cauza procesorului pe 7 nanometri. Când vine vorba despre încărcare, avem însă o varietate de putere, așa că am folosit un singur încărcător, Motorola de 125W cu Power Delivery pe iPhone, Samsung, Honor și Pixel, întrucât acestea nu vin cu încărcător în pachet și a trebuit să acopere toate puterile disponibile. Pe Huawei am folosit încărcătorul de 100 de W care vine standard. Am lăsat bateriile de la 0% să se încarce timp de 30 de minute și am obținut scorurile următoare. 70% încărcare pe Honor, 69% pe Huawei, 66% pe Samsung, 58% pe Pixel și 54% pe iPhone. Cam fiecare în parte poate oferi cam o zi de utilizare sau poate chiar mai mult după aceste 30 de minute de încărcare, ceea ce mi se pare că este decent pentru fiecare model. Acum că am trecut peste aceste aspecte, vom discuta pentru restul clipului exclusiv despre camere, întrucât acestea sunt probabil motivul cel mai important pentru care mulți aleg să facă upgrade de la un telefon la altul nou. Acestea sunt printre cele mai bune camere de pe smartphone-uri din piață, așa că vă zic de la început că nu contează pe care le alegeți, fotografiile vor ieși foarte bine în majoritatea situațiilor. Testele pe care le-am făcut sunt mai degrabă pentru a pune în context performanța acestora diferențele dintre ele fiind uneori atât de mici încât trebuie să dai mult zoom în imagine pentru a le observa. Desigur, sunt și situații în care anumite telefoane nu performează atât de bine și asta vom descoperi astăzi. Avem sisteme foarte diferite de camere, așa că comparațiile 1 la 1 sunt uneori dificile, dar cred că am găsit un balans bun în această rundă de teste și începem cu testul de ultrawide. La această primă categorie, cursa este câștigată chiar înainte să înceapă. Huawei realizează fotografii la 24 de megapixel pe toate camerele, inclusiv pe ultrawide, deci imaginea sa este din start mult mai detaliată. Dar acesta nu este singurul avantaj. Ultrawide-ul lui Pira 70 Ultra are cele mai multe detalii și are un aspect de fotografie realizată cu o cameră, nu cu un smartphone, poate din cauza unei procesări mai puțin agresive. Culorile nu sunt însă cele mai bune, având o tentă verzuie. Pe locul 2 voi pune iPhone 16 Pro Max și Pixel 9 Pro XL, cu imagini aproape identice, cu sharpness vizibil, dar nu exagerat și cu cele mai naturale culori dintre toate. Samsung și Honor vin însă pe locul 3 cu mult sharpness aplicat imaginii și culori prea saturate pe ultra wide. Pe timp de noapte, clasamentul se răstoarnă, pentru că aici este mai important cine procesează mai bine, nu cine are cel mai bun senzor. Pixel 9 Pro XL are cea mai bună imagine aici, cu cele mai bune detalii în toate zonele fotografiei. Din păcate, tenta de culoare tinde spre verde. Poate fi corectat prin editare, dar aș fi preferat culori mai naturale din start. iPhone vine pe locul 2 pe Ultra Wide cu Night Mode, fiind foarte aproape de Pixel, dar se observă un nivel mai ridicat de zgomot de imagine și un aspect puțin mai soft. Clorile sunt însă mai aproape de realitate, zic eu, pe iPhone. Apoi avem Samsung, care scade iar o treaptă la capitolul detalii și vedem niște artefacte ciudate de procesare în partea de sus a imaginii. Honor are mai puține detalii decât Samsung, numerele de matriculare fiind greu de citit și aspectul este, în general, mai întunecat. Algoritmul nocturn pare însă că dă greș complet pe Huawei și oferă o imagine foarte soft, aproape blurată, cu o tentă de verde. Acest comportament s-a repetat în toate fotografiile de pe ultra-wide de pe Huawei pe timp de noapte, așa că acesta mi se pare că este comportamentul normal al acestei camere pe acest dispozitiv. Camera principală este, de obicei, cea mai performantă dintre toate, iar la acest capitol avem un match destul de strâns. Aici și iPhone realizează capturi la 24 de megapixel și reușește să câștige datorită detaliilor în plus, expunerii balansate și culorilor naturale. Pixel se apropie foarte mult, dar imaginea la 12 megapixel este mai puțin detaliată decât pe iPhone. Culorile și expunerea de pe Pixel sunt de asemenea foarte bune. Mă așteptam sincer la o victorie din partea Huawei cu senzorul său mai mare și rezoluție de 24 de megapixel, dar nu a fost să fie. În depărtare, imaginea are mai puține detalii pe Huawei și întreaga imagine mi se pare un pic cam prea supraexpusă. Pe locul 4 vine Samsung cu o imagine supraexpusă și culori cam saturate, dar și detalii mai puține decât pe toate de dinainte, iar Honor vine pe locul 5 cu cel mai mic nivel de detalii, cele mai ciudate culori și un nivel mai înalt de expunere. Mi se pare că aici algoritmul Honor a dat greș pentru că a suprasaturat culorile. Huawei recuperează însă teren pe timp de noapte. La testarea originală a telefonului am sesizat că fotografiile Huawei pe timp de noapte au o tentă roșiatică exagerată. Se pare că ultimele câteva update-uri au mai rezolvat din această problemă. Desigur, imaginile tot tind spre roșu, dar sunt acum mai aproape de realitate, așa că senzorul mare își arată mușchii în acest test. Huawei Pura 70 Ultra are cele mai bune detalii pe întreaga suprafață a imaginii față de celelalte dispozitive. iPhone și Pixel nu sunt cu mult în urmă, dar au un nivel de detalii un pic redus, iar culorile mi se par mai bune pe iPhone decât pe Huawei, în timp ce Pixel ia o tentă verde neplăcută și ciudată. Nici Honor nu mi se pare rău deloc, dar acesta stă pe o treaptă inferioară atunci când vine vorba despre nivelul de detalii, în timp ce Samsung face ceva foarte ciudat pentru că pierde detalii în umbre. Dacă ne uităm în partea de jos a imaginii, Samsung are o amestecătură de pixel fără nicio formă, în timp ce pe celelalte se vede o textură plăcută. Mă așteptam ca performanța să se îmbunătățească după atâtea luni de actualizări pe Samsung, dar nu este tocmai cazul. Când vorbim despre zoom intermediar, am ales să fac o concesie și să folosesc zoomul 3.5x de pe Huawei, care este în teorie zoomul lung al acestui telefon. Totuși, mi se pare că acesta este mai aproape de adevăr decât acel 2X prin crop pe care îl face dispozitivul, mai ales când luăm în calcul că îl vom compara direct cu un zoom 3X optic pe Samsung și 2,5X de pe Honor. În situația de față, Huawei câștigă fără drept de apel, având cele mai multe detalii și culori foarte bune. Mi se pare că se văd artefactele de procesare AI în detalii, dar asta se observă doar dacă dai zoom mult în poză. Honor cu al său zoom 2,5x optic este pe locul 2 cu un nivel bun al detaliilor. Este chiar mai bun decât ceea ce vedem pe Samsung, care mi se pare că coboară pe o treaptă inferioară cu al său zoom 3x optic. iPhone 16 Pro Max și Pixel 9 Pro XL mi se par însă cam la același nivel între ele, cu cel mai slab nivel al detaliilor, pentru că fac un crop 2x pe camera principală. Acestea nu sunt deloc imagini slabe, dar când le pui în comparație cu soluțiile optice, sunt pe o treaptă mai jos. Cu toate acestea, testul nocturn demonstrează din nou că este foarte important să ai procesare adecvată, nu doar hardware dedicat. iPhone 16 Pro Max reține cel mai înalt nivel de detalii pe zoom intermediar în modul nocturn, chiar și cu al său crop 2x pe camera principală, chiar dacă mi se pare că are o textură un pic zgomotoasă. Pixel se apropie, dar este puțin mai soft, probabil din cauza reducerii zgomotului de imagine, oferind astfel o imagine mai curată, dar mai puțin detaliată. Samsung Honor și Huawei nici măcar nu poate să folosească acele camere cu zoom dedicate, imaginile fiind lipsite de detalii cu artefacte vizibile de procesare. Din câte îmi dau seama, toate aceste modele folosesc camera principală pentru acest zoom cu un crop destul de slăbuț. Ziceam anterior că am făcut o concesie pentru Huawei și folosesc zoomul 3,5x și în această comparație pe acest model. Din păcate la acest capitol Huawei pierde și ajunge pe ultimul loc de data aceasta, având cel mai slab nivel al detaliilor, cu un aspect soft și expunere prea lungă. La zoom, Honor care face un zoom 5x prin crop pe un senzor de 180 de megapixel și Samsung cu camera sa dedicată 5x mi se pare însă egale în performanță. Au cele mai bune detalii și surprind corect diferența de nuanță între țiglele de pe acest turn. Honor pare că aplică un sharpness puțin cam agresiv, dar mi se pare ok în acest context iPhone și Pixel par să aibă camere cu zoom 5x comparabile între ele și surprind detalii mai puține, dar tot oferă o performanță mai bună decât ceea ce am văzut pe modelul Huawei. Pe timp de noapte, iar avem surprize și răsturnări de clasament. Această scenă este extrem de dificilă și de aceea o folosesc în majoritatea testelor. Turnul bisericii nu este deloc luminat pe timp de noapte, fiind necesară o expunere lungă, dar și o procesare cât mai bună. iPhone reușește să păstreze cele mai multe detalii, dar nu pot spune că este o imagine foarte bună. Aceasta este însă cea mai bună din acest test. Huawei reușește să se apropie de iPhone cu zoomul său 3.5x, dar se vede că reține detalii mai puține. Honor și Pixel urmează în clasament cu imagini cam ciudate, cu sharpness agresiv care aproape că fac să nu se mai înțeleagă mare lucru din detalii. Totuși, aceste imagini sunt preferabile față de imaginea de pe Samsung sau măcar putem observa niște detalii în acestea. Mi se pare că Samsung necesită neapărat niște surse de lumină pentru a putea realiza capturi nocturne cu adevărat detaliate. Fotografiile cu camera frontală sunt decente pe toate dispozitivele în lumină bună, dar Huawei Pura 70 Ultra are cel mai natural aspect, fără o procesare foarte agresivă. Ba chiar vine și la rezoluție mai înaltă. Honor și Samsung sunt pe locul 2, zic eu, cu procesoare puțin mai vizibile, dar cu imagini în general plăcute, iar Pixel și iPhone nu sunt departe de ele, dar au un aspect mai artificial. Dacă nu te uiți atent, însă, cam toate sunt similare, mai ales pe ecranul mic al telefonului. Noaptea, Huawei și iPhone își arată limitările cu nivel scăzut de detalii pe selfie. Măcar iPhone păstrează o tentă de culoare mai naturală, pe când pe Huawei vedem o tentă verzuie. Pixel, în acest caz, pare să ofere cea mai bună și mai naturală imagine, cu Honor și Samsung pe o treaptă inferioară, dar nu din cauza lipsei detaliilor. Ambele arată bine, zic eu, la acest capitol, dar problema este că ambele oferă și o imagine parcă editată și cu un filtru aplicat, ceea ce îți oferă mai puțină libertate pentru a edita imaginile mai târziu, după preferințele proprii. Modul portret este următorul la rând, iar aici, de la depărtare, toate arată foarte bine în lumină naturală. Dacă ne uităm mai atent, observăm însă că iPhone și Huawei au un decupaj mai bun decât restul, care ia în calcul și firele individuale de păr, dar și o progresie a nivelului de blur care nu există pe pixel, de exemplu. Culorile de pe iPhone sunt mai naturale, iar Huawei a ratat o mică zonă de decupaj, dar mi se pare că acestea sunt detalii minore. Ambele imagini sunt excelente și merită să împartă locul întâi. Honor, Samsung și Pixel produc de asemenea rezultate bune, dar cu diferite minusuri. Honor are un aspect editat cu modificări la nivelul culorilor și detaliilor, toate mi se pare ca un decupaj imperfect în zona părului, iar Samsung captează detalii mai puține decât restul în zona feței, în mod special, pe când Pixel are un aspect mai soft pentru că face fotografii potret doar prin crop la zoom 1.5x pe camera principală. Toate acestea ocupă împreună locul 2. Pe timp de noapte, clasamentul se păstrează aproape intact. Decupajul este decent pe iPhone și Huawei, chiar și în condiții de iluminare slabă, iar imaginile par cele mai detaliate, dar ambele au tente de culoare ciudată. Roșu pe Huawei și verde pe iPhone. Niciuna nu este de fapt grozav. Honor și Samsung sunt pe locul 2 la acest capitol, cu decupaje decente, dar clar pe o treaptă inferioară, iar Samsung mi se pare că are o procesare agresivă în jurul feței, probabil în încercarea de a păstra cât mai multe detalii. Pe Pixel 9 aproape l-am descalificat la acest test pentru că vine cu un decupaj complet eronat, pentru că întregul păr a fost blurat alături de restul fundalului imaginii. Modul bonus pe care l-am testat la capitolul foto este capabilitatea macro. Dintre toate însă, Huawei se remarcă cu un mod super macro foarte bun, care amintește de o captură pe o cameră foto cu un obiectiv macro dedicat. Restul folosesc camera ultra wide pentru a realiza astfel de fotografii și sunt comparabile, aș zice eu, între ele cu mici particularități. Samsung se ridică însă puțin peste restul pentru un loc 2, zic eu, bine meritat, dar nici celelalte imagini nu sunt tocmai rele. Nu este surprinzător că iPhone câștigă la capitolul video, dar motivele pentru care o face sunt încă șocante, zic eu. Deși nu are obligatoriu cea mai bună cameră Apple folosește cel mai bun codec, care păstrează mai bine detaliile și elimină zgomotul de imagine. De asemenea, ajustarea expunerii este mult mai naturală, pe când pe Huawei și Honor acestea s-ar vizibil între valori în funcție de schimbările din cadru. De asemenea, zgomotul de imagine apare chiar și ziua pe aceste modele, dacă există puțină lumină în cadru. Samsung este confortabil sub iPhone, dar foarte aproape, cu un codec mai puțin eficient, dar performanța sa este în general bună, în timp ce Pixel pare că încearcă măcar să ofere o performanță peste medie. Totuși, Pixel este mult îmbunătățit la capitolul video față de generațiile anterioare. Pe timp de noapte, iPhone își păstrează poziția de lider cu cea mai bună stabilizare, cu minimum de artefacte la mișcare și o expunere bună, plus un nivel de detalii ridicat. Samsung se menține aproape de iPhone cu o stabilizare OK, detalii bune și culori peste restul modelelor testate. Huawei se apropie un pic de Samsung fiind ajutat de senzorul mai mare, dar stabilizarea nu este la fel de eficientă și se poate observa un nivel mai mare de zgomot de imagine în aceste imagini. Pixel m-a cam dezamăgit, să fiu sincer, cu o stabilizare ineficientă și zgomot de imagine deranjant, pe când Honor dezactivează complet stabilizarea noaptea pentru cele mai slabe rezultate din cauza artefactelor de mișcare. Altfel, calitatea imaginii ar fi fost chiar decentă pe Honor pe acest mod nocturn de filmare. Deși camera frontală de pe iPhone nu este foarte performantă pe modul foto, pe video aceasta reușește să ofere o imagine plăcută cu niște culori naturale și bine expuse. Nici Samsung nu este departe, dar mi se pare în continuare că acel codec pe care Samsung îl folosește nu este la fel de performant precum cel de pe iPhone. De la Pixel nu aveam mare așteptări la acest capitol, dar mi se pare chiar decent, în timp ce Huawei și Honor au schimbări bruște de expunere și o imagine nu tocmai plăcută, așa cum am văzut și pe testul de video de pe camera principală. În testul de video pe timp de noapte cu camera de selfie, toate camerele mi se par slăbuțe. Samsung se ridică doar puțin peste celelalte cu o procesare un pic mai bună, iar Pixel m-a surprins din nou cu o calitate bunicică. iPhone este undeva pe la mijloc în categoria Not Great, Not Terrible, dar Honor și Huawei nu par să se chinuie prea mult la acest capitol. Imaginea este zgomotoasă, fără detalii, iar pe Huawei chiar vedem și un frame rate mai scăzut decât pe restul modelelor. Categoria bonus la capitolul video este slow motion-ul, unde avem o selecție impresionantă de frame rate-uri și rezoluții. Am ales să testez cel mai înalt frame rate la cea mai mare rezoluție compatibilă cu acest mod. Astfel avem 4K 120 pe Apple și Samsung, Full HD 240 pe Honor și Pixel și Full HD la 900 de cadre pe secundă pe Huawei. Nu voi acorda premii aici pentru că nu sunt tocmai comparabile, dar cea mai bună imagine este pe iPhone. Și cea mai slabă este pe Huawei. Totuși comparăm rezoluții și factori de încetinire complet diferiți. Pe Huawei încetinirea este cu adevărat impresionantă, pe când pe Apple pare doar așa, un pic de slow motion în comparație. Totuși, atunci când vrei să realizezi un clip în care să demonstrezi mișcarea cu încetinitorul al unui element în mare detaliu, va trebui să alegi unul dintre modelele Samsung sau Apple pentru cele mai bune detalii. Și cam aici se termină comparația foto, dar și întregul material despre aceste 5 flagshipuri. Dacă ați observat, nu am mai dat note și cred că nu mai este atât de important care are cea mai bună cameră, dacă oricum folosește acest clip pentru a alege un telefon. Bazat pe toate celelalte criterii la un loc. Fiind un utilizator de iPhone, dacă ar fi momentul pentru un upgrade, eu aș trece acum la 16 Pro Max și chiar eram tentat să fac asta, dar așa cum am arătat în comparația anterioară, nu prea avea sens să trec de la 15 Pro Max la acesta. Găsiți clipul aici pe canal pentru explicația acestei alegeri. Vestea bună este că oricare model alegeți, sunt slabe șanse să fiți dezamăgiți. Pentru că modelele Samsung, Honor și Huawei sunt lansate în prima jumătate a anului, mă aștept la reduceri consistente de Black Friday pentru ele, mai ales că urmează să se lanseze deja următoarele generații peste doar câteva luni, deci fiți cu ochii în patru. iPhone și Pixel probabil că își vor păstra prețul sus pentru că sunt lansate mai recent, dar nu se știe niciodată de unde sare o ofertă de nerefuzat, așa că nu le scoateți din ecuație pentru reducerile de Black Friday. Acestea fiind zise, aș vrea să aflu și părerile voastre despre aceste 5 smartphone-uri despre testele pe care le-am făcut pe ele și voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări de la voi în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest clip, apreciem un like și un subscribe, iar întreaga echipă Connect vă așteaptă pe platformele de socializare din descriere și în fiecare zi pe connect.ro. Sâmbătă de la 11.30 pe Prima TV avem și o emisiune cu cele mai hot subiecte din area tehnologiei, prezentată de colegul meu Claudiu Râpan. Eu sunt Cătălin Nițu, vă mulțumesc că ați rămas până la final în acest lung clip și vă aștept și data viitoare tot aici pe canalul Conec România. La revedere!